Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fapte și Drepturi. O firmă care deține un restaurant din Iași a fost sancționată cu 5.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru că ar fi discriminat un client pe criteriul orientării sexuale. Aceeași amendă a primit-o și un ieșan care ar fi postat pe un site o glumă pe seama victimelor violenței domestice, ambele sancțiuni fiind contestate în instanță. Despre discriminare și soluții pentru combaterea acestui fenomen vorbim și noi în emisiunea de astăzi cu doamna avocat Lucia Pascaru. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna avocat, înainte de a discuta despre cazurile prezentate anterior și despre discriminarea la locul de muncă, care este o temă de actualitate, v-aș întreba ce este discriminare, mai exact. Da, discriminarea este un concept foarte larg, răspândit. Ea a fost reglementată în legislația noastră pentru prima oară în Ordonanța Guvernului 137/2000. La articolul 2 din acest act normativ este dată o definiție a discriminării care este destul de amplă. Nu aș vrea să o reiau, aș vrea să spun doar atât, că în esență discriminarea reprezintă un tratament inegal. Un tratament inegal față de o persoană care se află într-o situație similară cu altă persoană, dar pe baza unor criterii subiective nu beneficiază de aceleași drepturi ca și celelalte persoane. Este vorba de o deosebire, o preferință, o restricție, dacă vrem să o numim așa, și ea se poate manifesta în orice domeniu al vieții noastre sociale. Deci se poate manifesta în domeniul economic, în domeniul cultural, în domeniul politic. Ori de câte ori ieșim în societate și avem de-a face cu semenii noștri, riscăm să fim discriminați într-o formă sau alta. Că tot aminteați de acele criterii subiective, care sunt principalele criterii pentru care este discriminată o persoană sau pe care e discriminată? Tot ordonanța guvernului ne dă, dar cu titlul de exemplu, sunt, bineînțeles, principalele criterii de discriminare. Este vorba de criteriul bazat pe rasă, pe gen, pe naționalitate, etnie, orientare sexuală, sex, apartenență politică, categorie socială, handicap, boală necontagioasă, infecție cu HIV. Dar desigur că ordonanța ne spune și că există multe alte criterii care nu pot fi enumerate într-un act normativ și din practică vedem că oamenii sunt foarte ingenioși în a găsi tot felul de criterii subiective prin care pot să-i discrimineze pe alții. Și ordonanța ne spune că orice alt criteriu care generează un tratament diferențiat, care mă pune într-o situație de inferioritate față de alte persoane, este un criteriu pe baza căruia sunt discriminat. Care ar fi formele sau tipurile discriminării? Am văzut că se poate merge chiar și până la hărțuire, deși asta este o formă de discriminare. Singur. Discriminarea, așa cum am spus, apare în diferite forme. Pot să fiu discriminat și atunci când merg pe stradă. Deci pur și simplu o persoană mă poate hărțui, mă poate hărțui în timp ce merg pe stradă pe baza unor criterii subiective. Spre exemplu, pentru că sunt femeie sau pentru că am o anumită ținută sau o anumită culoare a părului sau o anumită naționalitate. Pot să fiu discriminat, spre exemplu, în momentul în care vreau să beneficiez de un serviciu, merg la un local public, spre exemplu, la un restaurant, la un bar, la o cafenea și vreau să mă comand ceva. Sunt refuzat de patron sau de ospătar pe un anumit motiv, care nu este unul obiectiv, nu este un motiv justificat. Pot fi discriminat la locul de muncă și ați adus aminte că este o formă foarte gravă de discriminare. În momentul în care vreau să mă angajez la o societate, pot să fiu discriminată pentru faptul că sunt femeie sau am o anumită vârstă. Spre exemplu, a fost un caz în practică, un hipermarket a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru că a vrut să angajeze doar femei pe un post în departamentul de achiziții, iar atribuțiile nu puteau fi realizate doar de o femeie. Deci puteau fi realizate și de un bărbat. Și atunci cei care au vrut să se înscrie la concurs pentru a ocupa postul
au sesizat Consiliul Național și au spus, iată, că nu ni se dă șansa nouă, pentru că suntem bărbați, să ne angajăm pe acest post. Amintați și de selectarea clientele. Știm foarte bine că sunt unele, nu știu, magazine, restaurante care au afișat, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clientela. Da. Spuneați că e o formă de discriminare. Așa s-a întâmplat și în cazul Ieșeanului, pe care l-aminteam la începutul emisiunii, care a fost discriminat pe criteriul orientării sexuale. Restaurantul a dat în judecată, a contestat sancțiunea la CNCD. Momentan a pierdut în primă instanță, dar mai este o cale de atac. Da. Cât de corectă este această practică? Ce pot face clienții? Este adevărat. Cu toții am văzut, cel puțin o dată, acest mesaj afișat într-un bar, cafenea, restaurant, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clientela. Este fals. Este un mesaj care contravine dispozițiilor legale, pentru că nu au ce drept să-și rezerve de a-și selecta clientela. Restaurantele, localurile publice, ei trebuie să servească orice persoană le trece pragul. Dacă persoana respectivă vine și vrea să plătească pentru serviciul respectiv, pentru bunul respectiv, ea trebuie primită. Deci eu nu am dreptul de a-mi selecta clientela, prin urmare nu pot rezerva acest drept. Acel mesaj, din păcate, induce foarte multă lume în eroare. Oamenii citesc și cred cu adevărat că patronul are posibilitatea de a-și selecta clientela și atunci acceptă faptul că uneori vor să intre într-un local și nu sunt primiți sau sunt dați afară. Patronii, bun, își pot selecta clientela, dar nu în mod direct, în mod indirect. Spre exemplu, prin locația restaurantului, prin prețurile practicate, prin specificul restaurantului, prin multe alte criterii, dar care sunt de natură obiectivă și care în mod indirect vor atrage o anumită categorie de clienți. Dar în mod direct, adică să-i spui unui client, eu nu primesc în restaurantul meu o persoană de etnie romă sau nu primesc în restaurantul meu o persoană de o anumită naționalitate, nu este permis. Trebuie sesizat urgent Protecția Consumatorului și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Și a fost cazul bine cunoscut de la Odor Helu Secuiesc, care a fost extrem de revoltător pentru faptul că românul nostru stătea cu banii în față, chiar filma bancnotele și arăta umilința la care este supus pentru simplu fapt că pe un criteriu de limbă este refuzat, este ignorat complet de chelnerița sau vânzătoare, da, era o vânzătoare, da? Nici nu l-a băgat în seamă, nici măcar nu a vrut să-l privească. Și oamenii din jur n-au făcut nimic. Asta a fost și mai revoltător. Chiar era tatăl respectivei care a spus că dacă ești în Ținutul Secuiesc, nu te servim dacă vorbești limba română. Deci oamenii nu înțeleg faptul că este o practică interzisă și că ar trebui să reacționeze. Deci un prim pas ar fi o plângere la Protecția Consumatorului în aceste cazuri. Sigur, da. Și apoi mai departe la CNCD. Sigur, dacă, și se dacă poate ajunge cazul. Și în instanță. Alt caz pe care l-am prezentat la începutul emisiunii și pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, pentru că îl reprezentați pe Ieșeanul care a fost sancționat. Da. Te bate bărbatul de două ori pe zi, schimbă măcar fardurile. A fost mesajul folosit de un ieșean pentru a promova niște cosmetice pe un site de promoții sau pe o pagină de Facebook. El a susținut, în schimb, că a fost o glumă, dar cu toate acestea CNCD s-a sesizat din oficiu și a considerat în cele din urmă că omul a glumit și a discriminat persoanele victime ale violenței domestice. Domestice, da. Aici subiectul este foarte sensibil. Problema cu această era de fapt o imagine, era un pamflet. Un pamflet găsit pe internet, deci el a circulat la un moment dat, apoi a dispărut și a revenit. El făcea trimitere la o campanie publicitară a unui cunoscut magazin de utilaje și electrocasnice. Mesajul respectiv, din păcate, nu s-a precizat faptul că este o glumă. Iată cât de mult contează să spui este un pamflet, trebuie tratat ca atare.
Dacă acea imagine, din punctul meu de vedere, ar fi apărut într-adevăr ca un spot publicitar, ar fi fost pe stradă, ar fi fost undeva, ar fi fost o problemă într-adevăr. Dar în mediul virtual circulă foarte multe astfel de glume. Nu a fost o glumă concepută de la bun început de persoana în cauză. A fost ceva preluat și distribuit. A fost redistribuit de multe alte persoane. A devenit virală. Și de aici a apărut problema. Reclama nu a apărut pe site, doar pe Facebook. Și dacă tot am ajuns la subiectul Facebook, mă întrebați adineauri, iar putem să discriminăm foarte ușor și fără să ne dăm seama uneori pe Facebook, pentru că este un spațiu public. Așa a decis în alta curte și în momentul în care facem afirmații, chiar și un comentariu de pe Facebook îmi poate aduce o amendă considerabilă. Sigur, acest caz a făcut destul de multă vâlvă, am văzut în reviste pentru femei mediatizat, s-a sesizat și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, adică a fost destul de mediatizat. Acum dosarul este încă în instanță, am văzut că are un termen în iunie. Exact, și și o să vedem ce se întâmplă de curtea de apel. În schimb, într-un alt caz, tot mediatizat anul trecut, când un nevăzător n-a fost lăsat să urce într-un mijloc de transport cu un câine ghid, CNCD a decis doar avertisment. Exact, deci a fost mai... Și tot cazul a fost... Discutabil, nu? Da. Mi se pare mult mai grav. De asta zicem, pe ce criterii? Cât de gravă este această discriminare? Aici apreciază Consiliu, într-adevăr. Pentru că și noi am spus totuși, bun, a fost o glumă, hai să zic, pe care nu a gustat-o toată lumea, în special femeile, da? Și într-adevăr, cum am spus, este un fenomen delicat. Dar până la urmă este o glumă. Adică amenda de 5.000 de lei este o amendă totuși foarte mare pentru un tânăr. Ori în alte situații în care s-au făcut afirmații serioase, deci nu a fost deloc glumă, și mă refer aici pe Facebook, Consiliul a aplicat 1.000, 2.000 de lei. Cum e cazul penalilor folosiți. Cum e și cazul președinte. Penal, deja aici la un nivel mult, mult mai înalt. Da, sau autist folosit de premierul, Viorica Dăncilă. Da, da. Ca să revenim un pic și la discriminarea la locul de muncă, când poate apărea acest tip de discriminare? Discriminarea la locul de muncă, da. Este un fenomen, nu este nou, dar începe să se contureze tot mai mult acest concept de mobbing, da? Deci persecuția la locul de muncă, discriminarea, hărțuirea la locul de muncă. În România, după cum bine știm, este foarte dificil să concediezi o persoană. Deci dacă vrei să concediezi un salariat pentru simplu motiv că ți-a devenit antipatic sau aveți opinii diferite, convingeri sau are o anumită religie, pur și simplu nu-l mai agrezi în companie, nu ai posibilitatea să-l concediezi. Trebuie să constați faptul că nu mai corespunde din punct de vedere profesional, că nu mai este apt. Sunt anumite cazuri limitativ prevăzute de lege. Și atunci angajatorii apelează la alte metode, din păcate. Foarte cunoscute sunt cele cu desființarea fictivă a postului sau semnarea demisiei în alb și hărțuirea la locul de muncă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că încerc să pun atât de multă presiune pe salariat, să-l marginalizez, să-l pun la colț, în permanență să-l critic, din orice motiv, să-i vorbesc urât, să de față cu alți colegi din companie, să-l discreditez, să-l aduc până în punctul în care el își va da singur demisia, astfel încât eu să evit concedierea și să evit după aia un proces pe care aș putea să-l pierd pentru o concediere nelegală. Discriminarea la locul de muncă nu presupune neapărat o atitudine activă. Poate fi și o atitudine pasivă. Adică nu-i mai dau sarcini de serviciu acelui angajat.
mă prefac că el nu mai există în companie. Nici nu mai vorbesc despre el, nici nu-l mai salut când ajung la locul de muncă, nu-l mai pun să facă nimic, astfel încât încep treptat să-i lezez demnitatea lui și demnitatea muncii și nevoia omului de a se simți apreciat la locul de muncă, până în punctul în care el decide singur să plece. Și a fost un caz în România în care o companie foarte cunoscută de telefonie mobilă a fost sancționată, adică a trebuit să plătească despăgubiri de 10.000 de lei în instanță pentru un salariat care și-a dat demisia. Și și-a dat demisia în urma unui mobbing foarte intens la care fusese supus. Și această activitate de mobbing nu doar angajatorul poate să o facă, ci și ceilalți colegi. Da, și din păcate, mai ales acum în companiile mari, în multinaționale, se fac grupulețe, bisericuțe între colegi și de cele mai multe ori victimele hărțuirii sunt alți colegi care sunt buni în ceea ce fac și care au rezultate. Și probabil, dintr-o invidie, din concurență, colegii încep să-l șicaneze tot mai mult. Fie îl marginalizează, îl izolează de restul colectivului, fie, dimpotrivă, îi vorbesc foarte urât, îl jicnesc, îl insultă. Orice persoană, oricât de puternică ar fi, oricât de bine pregătită, nu va face față. A fost, încă este de fapt un caz la Iași în care o persoană angajată a unei bănci a fost concediată de 3 ori, odată că nu îndeplinea nu știu ce criterii, dar s-au văzut că nici colegii nu le îndeplineau. Da. După aia că s-a desfințat postul, după aia că de fapt aveai pensie pe caz de boală, dar puteai să și lucrezi. Da. Și ea, până la urmă, a avut nevoie de mai multe ședințe și consiliere psihologică, singur, pentru că nu mai făcea față presiunii. Acum, a treia oară au reîncadrat-o. De fapt, ea avea o anumită vârstă, aproape de pensionare, și probabil și asta era un criteriu pentru care doreau să scape de ea. Nu, este foarte grav, într-adevăr, și afectează toate domeniile vieții persoanei respective. Acum am văzut că se încearcă introducerea în lege acestui termen de mobbing. Am văzut că unele instanțe îl folosesc chiar și în motivări. Deja, da. Ceea ce este, asta este foarte bine. Da. Începe să se contureze acest concept și oamenii încep să-și dea seama de faptul că nu e în regulă. Pentru că de aici vine marea problemă. Mulți oameni cred că e normal. Ajung să se auto-învinuiască, să spună, domnule, lasă că nici eu poate nu am făcut ceea ce trebuie, poate că nu am rezultate, poate că nu sunt suficient de bun, de sociabil sau cine știe, scade stima de sine. Și atunci nu sesizează faptele astea și rămân într-o companie în care sunt discreditați până ajung să se îmbolnăvească, chiar să aibă boli, eu știu, cu stomacul, de la nervi, cu inima, cu au nevoie de consiliere psihologică. În viața personală ajung să fie irascibili, anxioși și așa mai departe. Dar mai nou oamenii încep să-și dea seama că nu e în regulă, că ar trebui la serviciu, dacă îți petreci atât de mult timp, să te simți bine, să fii apreciat, și caută tot mai mult asta. Și înțeleg ce înseamnă hărțuirea, o identifică, o conștientizează și atunci își dau seama că trebuie rezolvată problema și caută soluții. Cât de ușor se trece la hărțuire, să zic, de la discriminarea, nu știu, că ești femeie sau că ești de etnie romă sau că mai știu eu de ce, până la hărțuirea aceasta? Hărțuirea, pe ordonanța Guvernului 137 pe 2000, de care aminteam, despre hărțuire ni se spune atât, că este un comportament bazat pe un criteriu de rasă, gen, etnie și așa mai departe, orice alt criteriu, care îmi creează un mediu intimidant, un mediu ofensiv, degradant. La serviciu, termenul de mobbing, acum nu e obligatoriu, dar în practică așa s-a conturat, că trebuie să aibă un caracter repetat. Cel puțin 6 luni ar trebui să fiu hărțuit ca să pot să afirm după aia că am fost victima persecuției la serviciu. Deci pe ordonanța 137 pe 2000, hărțuirea nu are caracter repetat. Deci aș putea să fiu hărțuit odată. Pur și simplu, într-un anumit context, să
mi se spună, eu știu, cuvinte jignitoare, dar care să aibă la bază un criteriu din acesta subiectiv, pentru că nu trebuie să confundăm. Și am observat faptul că Consiliul este sesizat de foarte multe ori cu situații în care persoanele sunt insultate, sunt calomniate, sunt concediate nelegal, li se vorbește urât, dar nu sunt cazuri de discriminare. Deci trebuie să facem distinția că una este să existe un comportament nepotrivit, care sigur poate fi sancționat și civil, că este un delict civil, îmi dă dreptul la despăgubiri, și poate fi sancționat și penal mai nou, de când s-a modificat codul penal, și fac o paranteză, puțină lume știe că purtarea abuzivă acum se aplică tuturor persoanelor care se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Înainte era doar pentru funcționari publici. Da. Deci, special dacă la polițiști se întâlnea sau mai știu exact ce. Exact, da. Acum, dacă întrebuințez o expresie jignitoare și sunt în timpul serviciului, persoana, victima, poate fi un client, poate fi un coleg, poate face o plângere penală. Și dacă face o plângere penală, automat și bun, angajatorul poate fi tras la răspundere, el răspunde pentru faptele salariaților. Revenim cu aceste explicații după o scurtă pauză de publicitate.